podcast, unde vom prezenta aspecte din activitatea noastră. Acum am ales pentru această zi să prezentăm o sinteză activităților noastre pe primele 5 luni ale anului. Așa cum deja dumneavoastră știți, pentru că ați fost prezenți la o grămadă de activități unde noi suntem prezenți în spațiu public și ne facem simțită prezența, încă de la început trebuie să vă spun că județul nostru, din punct de vedere al activităților specifice jandarmeriei, prezintă o anumită complexitate, în sensul că sunt foarte multe activități cu public numeros. Așa cum este cunoscut, tot ce înseamnă asigurarea ordinii publice la manifestațiile cu public numeros intră în competența jandarmeriei. Așa că Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, din acest punct de vedere, are foarte multe misiuni pe acest palier de activități. Și vreau să vă precizez că aproape în fiecare sfârșit de săptămână avem un număr destul de mare de misiuni de asigurare a ordinii publice. Și venim după capitala țării imediat aproape. Deci suntem pe locul 2 după București. Sigur că ne pregătim pentru capitala culturală europeană și cred că aceste activități, foarte multe culturale artistice, dar sunt și alte genuri de manifestări în spațiu public. Și dumneavoastră, nu mai vă spun, săptămâna trecută, în weekendul trecut, am avut 3 concerte rock. Deci, în județul Timiș, în care unul a fost la Periam și 2 în municipiul Timișoara. Numai într-o singură. Sunt cam 50 de asemenea misiuni în fiecare weekend. Ceea ce înseamnă pentru noi un efort deosebit, un efort unde angrenăm foarte multe resurse umane, materiale și care înseamnă și o atenție deosebită din partea noastră. Sigur că dacă ar fi să intrăm în amănunte, am putea spune că nu am avut probleme deosebite. Ele mai sunt mici probleme, doar prezența noastră la aceste manifestări, în primul rând, are un scop preventiv. Pentru a preveni orice încercare de tulburare a ordinii publice. Pentru că este bine știut că acolo unde sunt adunate mai multe persoane, deci există un public numeros, se pot întâmpla și evenimente nedorite, care multe dintre ele au ca o cauză așa consumul de alcool, pentru că aceste manifestări, mai ales cele culturale artistice, au și componenta asta de comerț, unde se găsesc și băuturi alcoolice. Și atunci, pe acest fond al consumului de alcool, mai apar mici de înțelegeri între participanți, iar noi trebuie să intervenim prompt. Ori dacă ne aflăm deja acolo, intervenția noastră este foarte rapidă și de regulă aplanăm aceste conflicte. Ați văzut și la concertul Phoenix când chiar cetățenii ne-au semnalat prezența unor persoane foarte violente. Am intervenit repede și i-am scos din zona respectivă și am luat măsurile legale față de cei în cauză. Acum să facem o trecere în revistă cu activitățile pe care le-am desfășurat noi în primele 5 luni ale anului. Am executat un număr de 1675 de misiuni de ordine publică. Deci 1675 de misiuni de ordine publică, unde au fost aplicate 838 de sancțiuni contravenționale, din care 712 sancțiuni au fost cu amendă, în valoare totală de 284.000 lei, bunuri confiscate, în valoare de 55.410 lei, și au fost constatat un număr de 91 de infracțiuni, în urma cărora au fost depistați 149 de autori. Totodată au fost asigurate măsurile de ordine publică la un număr de 384 de manifestări de protest. Exact ce vă spuneam anterior, cu un număr ridicat de manifestări, unde numai de protest și culturale artistice, aici intră toate. Dar știți că în anul acesta, în premieră, am avut proteste care au început în februarie,
da? Chiar la sfârșitul lui ianuarie și au ținut o perioadă de timp unde ați fost prezent și dumneavoastră, am fost prezent și noi zi de zi, unde, deci aici au fost 384 de manifestări de protest, culturale, artistice, cu sportive, comemorative, religioase, promoționale, vizite oficiale, pentru că nici acestea nu ne-au lipsit în ultima perioadă, unde am folosit un efectiv de 2652 de jandarmi. Sunt niște cifre statistice, dar ne arată și amploarea acestor manifestări. Iar dacă să facem referire doar la proteste, cunoașteți că a fost un prezent un public foarte numeros, iar problematica noastră a fost asemănătoare cu cele din marile orașe. Cu București, cu Cluj, cu Brașov. Deci exact aceeași problematică, de multe ori nici nu s-a văzut practic cu ce ne-am confruntat, dar nu am avut probleme deosebite. Și asta e un lucru foarte bun. Și presa are un merit că a informat de fiecare dată foarte, foarte bine și foarte corect tot ce s-a întâmplat în spațiul public. Așa. Deci, practic, proteste, să nu credeți că numai cele de amploare. Sunt proteste și la care participe 5 persoane. Am avut și săptămâna trecută un protest cu 5 persoane. Dar am avut și proteste la care participă un public numeros. Nu neapărat cele care au fost atunci la nivel național, dar sunt și asemenea proteste. Unele dintre ele au fost în interiorul unor instituții, spații private. Treaba noastră e atunci când ies pe domeniul public. Dar dacă ceva se întâmplă acolo și suntem sesizați, și acolo intervenim cu respectarea legii. De asemenea, trebuie să reamintim că am avut și o competiție sportivă, știți dumneavoastră, acel meci dintre ASU Politehnica și UTA Bătrâna Doamnă, unde a fost nevoie de o prezență consistentă a efectivelor de jandar pentru a gestiona problematica pe timpul prezenței celor 800, peste 800 de suporteri arădeni care au venit în municipiul nostru, din care aproape 500 cu tren și care s-au deplasat pe jos, însoțiți de noi, sigur, la stadionul Dan Păltinișanu. Aici am avut, să zic așa, o mică problemă, dar am gestionat-o în sensul că la un moment dat, când am ajuns pe strada Liviu Rebreanu, în dreptul cimitirului, un grup de aproximativ 350 de suporteri, de data asta din galeria Luasu, da? Au încercat, în loc să meargă spre stadion, să vină spre noi. Nu știu dacă presa atunci a prins acel moment, noi ne-am organizat foarte repede și prima dată am încercat să dialogăm cu ei, că așa e firesc, să le spunem că nu au voie să se deplaseze spre suporterea de deni, oricum erau însoțiți de noi. Ei nu prea au înțeles acest lucru și am fost nevoiți să folosim forța cu respectarea prevederilor legale. Nu e plăcut pentru noi, dar am folosit forța, prima dată forța fizică, mijloacele din dotare, ulterior gaze iritante lacrimogene. Dar totul s-a terminat foarte repede, în sensul că în maxim 3 minute problema a fost rezolvată și ei au fost conduși în stadion, la locul lor. Deci asta a fost un moment, să zic așa, critic, pe care noi, chiar dacă l-am anticipat, nu ne-am așteptat la el. În ce sens? Că ne-au promis reprezentanții suporterilor că vor respecta cu strictețe măsurile pe care noi le-am dispus. Chiar au fost prezenți la ședința de cooperare aici și, sigur, se naște un semn de întrebare. Noi i-am tratat așa cu omenie, cu respect și pe picior de egalitate, dar dânsii au încălcat o regulă elementară, aceea de a respecta traseul de deplasare a suporterilor care trebuiau să meargă spre și să intre în stadion, pentru că era înainte de începerea meciului cu 40 de minute aproximativ. Deci acesta a fost un moment destul de dificil și a fost în apropierea Spitalului Județean, acolo unde este acea benzinărie, acolo s-a produs acel, să zic, confruntare dintre forțele de ordine și colegii noștri, adică și suporterii, care au fost prezenți aici și ne-au promis că nu vor face asemenea lucruri. Bun. De asemenea, ce am mai desfășurat noi? Am mai avut acțiuni punctuale pentru combaterea comerțului cu produse accizabile, da,
comerțului ilegal cu produse accizabile, a tăierilor ilegale de material lemnos și a braconajului piscicol, unde au fost executate un număr de 53 de asemenea acțiuni punctuale, în urma cărora s-au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 90.700 lei și au fost confiscați 118 metri cub de material lemnos. Și aici au fost constatate 14 infracțiuni cu 14 autori. Tot în această perioadă, pe primele 5 luni, am pus în executare un număr de 740 de mandate de aducere într-un număr de peste 170 de localități de pe raza județului nostru, în care am folosit un efectiv de 1316 jandarmi. Vă rog să observați că și aceasta este o activitate importantă pentru noi, punerea în executare a mandatelor de aducere, care sunt emise de diferite organe judiciare, parchete, instanțele de judecată sau organele poliției judiciare. De asemenea, au avut și intervenții la diferite solicitări, în primul rând pe numărul unic de apeluri de urgență 112, dar și pe altfel de mijloace de sesizare. Da? Și aici au fost un număr de aproximativ 70 de intervenții. Cum este bine știut, un număr important de efective sunt angrenate în asigurarea pazei și protecției obiectivelor de importanță deosebită pentru activitatea statului pe teritoriul județului nostru. Și aici avem angrenate un număr destul de mare de efective. Și aici am constatat și am aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 800 de lei.